vorovață, vorovață, spune ce ai mai făcut. Vorovață, vorovață, ești un pune de-n trecut. Accepteriez-vous de poursuivre cette promenade jusqu'au fin fond de la forêt? Acceptați dumneavoastră să continuați plimbarea asta până la pădure? Mă cheamă Melina și am 6 ani și jumătate. Locuiesc la Paris și știu să vorbesc un pic engleză, română și franceză. Mă numesc Melissa Masinghi. Am 9 ani, locuiesc la Paris, vorbesc un pic în engleză, în franceză și în română. Vorovață, vorovață, spune ce ai mai făcut. Vorovață, vorovață, ești un pune de-n trecut. Tu cine ești? Eu sunt Melina. Și tu cine ești? Eu sunt Melissa. Noi suntem surori. Tu unde trăiești? Eu trăiesc la Paris. Și tu unde trăiești? Eu trăiesc la Paris. Și atunci, de ce vorbim română? Că mama noastră este româncă. De ce trăim la Paris? Că ne-am născut la Paris. Pentru că tatăl nostru este francez. Tatăl nostru se cheamă Jean-Marie Masinghi. Și mama noastră se cheamă Monica Beuran. Un personaj celebru spune: e și mâine o zi. Pentru români, mâine va exista prin copiii de astăzi, indiferent că ei se află între granițele țării ori în afara acestora. Statisticile ne spun că în Franța trăiesc aproximativ 200.000 de români, dar identitatea spirituală nu are granițe. Are însă vârste, ca și copiii care o învață. Mame care nu o uită, au grijă de ea și de ei. Am venit în Franța, la Paris, în 2002. Am venit inițial pentru un an de zile la studii, să fac un master în economie internațională, economia dezvoltării. Și după primul an petrecut aici, am vrut să mai rămân și am continuat tot să fac studii în continuare. Am făcut un doctorat și după aia viața personală a făcut astfel încât să mă stabilesc aici. La Paris l-am cunoscut pe soțul meu, care e de origine din Congo. Venise și el la Paris în urmă cu câțiva ani și ne-am stabilit amândoi aici. Bonjour, bună ziua, mutena binu. Je suis Jean-Marie Masinghi, le papa de Melissa et Melina, et je suis l'époux de Monica Beuran. On s'est connus ici en France quand elle venait de finir son doctorat en économie, et moi j'étais déjà employé dans une entreprise de sécurité privée. A fost un lucru cert că fetele trebuie să vorbească limba mea. Probabil că este și mândria de a ști că ele vorbesc limba mea. Să ne înțelegem... N-am construit niciodată o limbă secretă. Eu nu mi se pare că e o limbă secretă. Lor le place să zică că e o limbă secretă, mai ales în autobuz sau pe stradă. Vorbesc imediat, o dau pe română. E minunat, am de partea mea și notele din catalog și muzica, iar de aici, direct în școala mea, v-am salutat, e gata recreația. Fetelor le place foarte mult la școală pentru că și-au făcut prieteni. Au progresat, bineînțeles, cu limba română, scris, citit. Participă la serbări, învață poezii, cântecele.
au înțeles că sunt și alte persoane care vorbesc limba română, pentru că de la cea mică, de exemplu, auzeam foarte mult când eram mică, ce limbă e asta, de ce mă pun să vorbesc? Mami este de la București. La București am fost și m-am dat la trambulină. Când mă duc la București, mă întâlnesc cu Gogo, cu Roberta, cu Francesca. Când mă duc în România, îmi place cel mai mult să văd verișorii mei și să mănânc căpșuni clătite, supă cu găluște și pufuleți. Deci el când e în România cu ele, ele traduc când se duce la magazin, traduc pentru el. Să cumpere ceva, de exemplu, să ceară, ca așa la supermarket, nu, dar când e ceva de cerut și e bucuros că are un ajutor. Deci a găsit și el o utilitate la limbii române. Moi, personnellement, j'adore mes filles qu'elles apprennent plusieurs langues, entre autres une langue qui est leur langue maternelle, le roumain, qui a une connotation latine, et qui peut leur permettre de pouvoir évoluer dans diverses langues. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Pas. Petit calamalamu. Au revoir. Il se paraît que les Roumains sont oameni veseli. Deschiși și a văzut mult familia și prieteni de-ai mei, deci în mod normal erau deschiși, dar îi place România. Și am vizitat câteva locuri. Lucrarea mea despre România. Acasă. Identitatea națională nu moare cu fiecare plecare. Căsătoriile interetnice chiar o îmbogățesc. Melissa și Melina locuiesc la Paris și învață la o școală catolică, iar în timpul liber se joacă și spun replici dintr-un cunoscut film românesc. Oh, da, dar nu sunteți o prințesă. În vara asta au ajuns la Liceni. Mi-am adus aminte de cântec și le-am pus melodia și le-a plăcut foarte tare și am zis, păi stați să vedeți că e un film, și le-am explicat cum l-am văzut eu când eram adolescentă, cred, eram foarte mică, și cum i-a plăcut mie foarte tare și le-a plăcut și lor. Chiar dacă nu înțelegeau ele chiar totul, le-a plăcut foarte mult de Ștefan Bănică. Și le-a plăcut și subiectul, și deci de la cântec am pornit. Ai de liceu, mă-ți la română, scumpii, ai de liceu, când la nate dai de greu. Ai de liceu, soarele în mână și te crezi legendar, Prometeu. Te rog să-ți bagi mințile în cap. Pentru tine, Dana este numai eleva Vasilescu Dana dintre a 10-a B. Te dai mare, faci promisiuni și când colo ești o mămăligă. Te dai mare, faci jurăminte și când colo ești o mămăligă. Te dai mare, faci promisiune și când colo ești o mămăligă. Eu mi-aș dori să stea și ele, să locuiască măcar o perioadă. Mă gândisem eventual la studii, dacă ar face poate o facultate acolo, dacă nu măcar Erasmus, 6 luni, un an, să vadă și ele exact cum se trăiește în România. Lor le place foarte tare pentru că eu am păstrat un apartament în care eu m-am născut și am copilărit și le-am arătat școala, grădinița, liceul, adică peste tot parcursul meu le-am arătat și ele sunt încântate să vadă de unde vin eu și unde mergeam eu când eram mică. Și le povestesc tot felul de anecdote, se joacă în părculețul din spatele blocului meu unde m-am jucat și eu, adică da, și eu aș vrea să locuiască măcar o perioadă să vadă viața de acolo. Acum nu pot să spun că vor vrea să trăiască toată viața acolo, asta va fi alegerea lor. Destine ale unor copii români care se formează departe de România. Ele sunt aduse la oaltă de Asociația Școala Română din Paris. Aici se poate învăța ABC-ul ADN-ului românesc. Cursurile instituției se adresează copiilor francezi de origine română care doresc să învețe limba și cultura maternă. Bine ați venit la
școală. Omul din Paris. Am făcut cultural român de la Paris, se bucură să regăsească anual aceste cursuri, pentru că este misiunea Institutului, una din principalele misiuni, aceea educativă și de promovare a limbii române. Iată că nu se poate mai bine să ne împlinim această misiune decât cu această colaborare și parteneriat pe care îl avem cu Școala Română de la Paris. O poezie. Pământul deocamdată de Adrian Păunescu. Timpul vieții ne scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce au dat. Pe pământ avem de toate, și mai bune, și marele, bune rele, și închisori, și libertate, și-a putea, și nu se poate, și noroi, și stele. Asociația înființată, Asociația Școala Română din Paris, înființată în 2010. Prima președintă a fost doamna Gențiana Dănilă, au mai fost câteva președinte de atunci și deci practic asta e al 10-lea an de funcționare a asociației. Școala a început cu puțini copii, cred că erau vreo 15-20 și a crescut an de an. Anul acesta avem înscriși în jur de 60. Ambasada și Institutul Cultural Român din Paris, ei ne găzduiesc cu sălile de curs, deci funcționăm cu 3 săli de curs în cadrul Institutului Cultural și sala aceasta care e o sală dublă în ambasadă. Fără ajutorul dânșilor n-am putea funcționa. După ce a gustat ghinion? Este o inițiativă a ambasadei care a fost făcută prin 2004-2005, dacă nu mă înșel, crearea acestei școli de duminică cu, ați văzut, tot felul de clase, de la copii mai mici până la copii mari. Unii sunt chiar aici în ambasadă, cei mai mici, pe care îi vedem duminică de duminică alergând și pe paziștea din fața ambasadei. Alții sunt la ICR, sunt multe cursuri și acolo. Nu este numai școala de duminică. Practic, limba română se predă în Franța fără întrerupere, spune, de pe la 1875. Și sigur că încercăm și noi tot ce putem pentru ca aceste tradiții să nu se piardă. Vrem, urmând exemplul din alte țări, să... și în discuții cu primăriile unde se află comunități mari de români, să creăm acele sau să ajutăm la crearea acelor posturi de profesori de limbă, cultură și civilizație românească și să existe cursuri pentru elevi români și sperăm ca, poate nu din această toamnă, dar din al doilea semestru să avem și primele exemple. Suntem în discuții avansate cu câteva primării din zona pariziană, unde se află de câțiva ani comunități importante de români. Că există și alți oameni care vorbesc română și s-a creat o comunitate în jurul școlii. În afară de faptul că aducem copiii la școală, noi părinții discutăm, ne întâlnim între noi la o cafea, se mai fac picnicuri din când în când și chiar pot să spun că mi-am făcut și eu prietene. Am reușit în 2010 să creăm această asociație Școala Română de Duminică și Școala Română din Paris se cheamă, de fapt. Eu fiind printre primii părinți, m-am trezit președinta acestei școli. Bine, eram trei persoane în comitetul de organizare, dar de fapt toată lumea se ocupa
mai mult sau mai puțin de cu ajutor, cu fiecare cu ce știe el mai bine. Sunt atât de impregnată de, mi-e place să numesc, sentimentul românesc al ființei, pentru că nu se putea să nu concepeam să nu-l transmit mai departe copiilor mei. Și valorile și tradițiile în care am crescut eu, de care sunt foarte mândră și care m-au format ca om, trebuiau să meargă mai departe, deși îmi dau seama că nu cu aceeași putere, dar era foarte important pentru mine, mai ales că părinții mei nu vorbesc franceză, fratele meu, verișoarele lor, ar fi fost complet străine în familie, nu puteam să concep așa ceva. Astăzi a fost prilej de bucurie pentru noi nemăsurată, pentru că Mia, deci, a împlinit 4 ani și am putut sărbători alături de ceilalți părinți care ne-au devenit prieteni între timp, de 6-7 luni. Și nu e mult, poate, o prăjitură sau în România nu ne dădeam seama o prăjitură ce înseamnă. Aici înseamnă 3 ore în plus petrecute alături de români din toate zonele țării. Eu sunt din Vrancea, deci mai avem 2-3 familii din Vrancea. Iar la fel, directoarea a fost de acord să sărbătorim împreună, a fost prezentă, ceea ce este un moment de satisfacție pentru noi. A fost ideea uneia dintre mămici agențianei, ea a venit cu ideea și am încercat din când în când, când vremea o permite, să facem un mic picnic. Permite copiilor să se destindă un pic după cursuri, părinților să mai discute, pentru că copiii în alea 2 ore de curs sau o pauză de 10 minute nu au tot timpul să discute între ei, n-au destul timp, pardon, să discute între ei, să se joace și sunt într-un cadru totuși mai formal. Deci se creează o relație mai strânsă între copii și părinți. Școala Română din Paris este o asociație non-profit care reunește membrii ai comunității române. Aceasta e o posibilă definiție a instituției. Dincolo de identificarea administrativă, mai e o definiție. Locul în care copiii și părinții lor se împrietenesc în limba română. În Mezuleta, Șaranuț, româncă, originară din Republica Moldova. Copilul meu are 7 ani, atunci când am venit în Franța avea 4 ani și jumătate. Deja frecventase grădinița la Chișinău și imediat ce am ajuns aici, m-am apucat să găsesc, să caut mai întâi oportunitate de a continua, de a o face să continui cumva să, sau de a păstra legătura cu limba română și un mediu cultural, cât de cât o tangență cu mediul cultural românesc. În casa noastră răsună mereu știri în limba română, mai sunt rude de ale noastre care trăiesc tot în zona pariziană și atunci când suntem acasă mereu vorbim limba română, doar în română. A devenit un obicei deja pentru noi duminica să mergem la școala română. Andrei are prieteni, toți sunt prieteni, fiind într-o grupă cu copii de vârsta lui. Iar noi, mămicile, este momentul nostru de respiro, ne întâlnim la o cafea, mai discutăm ce se mai întâmplă. Având în vedere că copiii sunt de vârste diferite, avem mămici care au copii mai mari, care ne mai dau sfaturi, mai... Este momentul nostru, duminica dimineața, să ne întâlnim, să mai vorbim română, că în timpul zilei și în timpul săptămânii, având în vedere că fiecare are un serviciu, vorbim o altă limbă și acasă. Deci este momentul nostru român. Eu mă cheamă Andrei, am 9 ani și m-am născut la Saint-Maur. E la Paris și eu învăț în școala Raspail. Eu vorbesc română de la școala română și de la mami. Sunt născută în România, dar acum 15 ani am ajuns în Franța prin intermediul serviciului și am rămas aici pentru că mi-am făcut prieteni, mi-am făcut familie. M-am căsătorit cu soțul meu, care este de origine portugheză, Paulo Soares. Și împreună avem un băiat, năstrușnic, Andrei. Ben, moi, je suis portugais, mais je suis venu en France à l'âge de 6 ans. Et j'ai fait toute l'école française, uniquement. Et j'allais aussi à l'école portugaise.
pour apprendre le portugais, parce que je parlais très mal le portugais. Comme moi. Comme toi en roumain. Ah oui. Comme moi en portugais, pas en roumain. Une fille coréenne, et au médou comme romania, si amul prieten, si am două case, una la sighetu marmatie, si una la săpânța. În principal, mergem în România doar în vacanțe. Cel mai des este în luna august, pentru că e mai complicat cu serviciu. Și atunci încercăm să ne organizăm toți, să mergem în luna august. Avem prieteni mulți. Din păcate, în Franța, singurului interlocutor român e școala română din Paris. Pentru copiii românilor care trăiesc în Franța, școala românească din Paris, simbolica școală de română, este locul în care pot spune acasă pe românește. Aici își exersează identitatea de români, dacă în alte părți, chiar în familie, le este greu să o facă. Când suntem doar noi doi, încercăm să vorbim limba română, dar e puțin mai dificil, având în vedere că suntem doar noi doi. Și nu are alte persoane cu care să facă un alt schimb, să comunice diferit, iar faptul că știe că mami vorbește franceză mă dezavantajează. Răspunde când are o idee, când vrea să obțină ceva, când vorbește cu copiii, când merge în vacanță, pentru că e nevoit să se descurce, trebuie să comunice. Și-a făcut mulți prieteni și încetul cu încetul își dă seama că nu poate să comunice cu ei doar în română. Și atunci vedem în fiecare an progrese. Deja principalul factor al progresului este școala română din Paris, pentru că acolo scrie, citește, învață gramatica, dar singurul loc în care pune în aplicare este în România, în vacanță. Asi. Asta e câinele meu, se cheamă Domino, are 11 ani și îi place să ne culcăm, să mănânc și să le plimbăm. Ideea aceasta este să păstreze legătura, să se întoarcă în România, de ce nu să-și facă studiile măcar acolo. Definitiv, nu știu, e prea departe, dar având în vedere că are prieteni și are o verișoară de vârsta lui, e familia, are căsuța lui, mă rog, noi sunt fiind români, deci o legătură este cu România. Să pleci, dar numai nu mai ești, ci puteți și în gază să-ți amintești. Ia amintești de ochii tăi. E normal, fiind jumătate român, să păstreze tradiția, să își cunoască țara, limba și să poate să se descurce când merge în România, țara lui. Copiii României din diaspora. La aniversările sărbătorim anii împliniți, adică trecutul. În fapt, le sărbătorim viitorul. De la grădiniță până la liceu, se integrează în țările de adopție. Duși de părinți la sărbătorii românești, poartă clop și ie, însă vorbesc românește din ce în ce mai greoi. Noi sperăm că România va fi încă pentru ei acasă. E nevoie să le vorbim românește la nivel instituțional. Am făcut-o. Mai sunt multe de făcut. Este suficient să-i dai unei minți deștepte o informație folositoare pe care o lași să rodească de una singură. Thank you.
Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.